ani, domnul Chira. La mulți ani, Paul. 1500. Bună seara din nou, de aici din piața centrală a Sucevei. Fac așa un material cu bucuria copiilor de după aprinderea lumilor în brăduțe de Crăciun. I-ați văzut pe cei mai tineri skateboarderi, debordează de bucurie. E bucurie în tot, e bucurie în tot târgul, e frumos. Păcat că acolo la scrijele și la alte sucuri și la vin fiert, doar vaccinați au voie. Asta e. N-am, nici nu mai am cuvinte, pe banii noștri, în viața noastră, să avem parte de umilința asta. Parcă la Brașov nu e așa, da, știți cum e. Fiecare traduce cum vrea libertatea aceasta. Haideți că am să fac un tur prin piațetă, să vă bucurați și dumneavoastră voastră. Toți copilașii sunt călare pe... Acolo foarte, foarte interesantă, foarte frumoasă. Haideți să vă arăt și atracțiile acestui parc tematic. Moșul ăsta. Nebunia cu moșul, toată lumea face poze. Haideți să vi-l arăt așa mai pe față. Aici e înghesuiala cea mai mare. Aici, la, la Rinișorești. N-ați văzut bucurie mai mare. N-ați văzut bucurie mai mare. E cum ghesul e ăla, bun. Sau și interviuri, e tot. Aici merge, ha. Acum nu este. Ați zis, toată lumea vrea în caleașca renilor, ăla e must have-ul din această seară. Facem! Și asta mai e, iarăși. A, și mai este iarăși aici o bijuterie, toată lumea. E un moment frumos, ce să mai. Hai că avem să facem poze până la Crăciun. Nu,
domnilor din bijuteria asta de luminoasă, că e frumos. Trebuie să recunoaștem că e foarte frumos. E frumos. Deci de la bradul de Crăciun vreau să vă urez un singur lucru: sănătate, bucurie și nu uitați, ca de obicei, sus inimile, acolo e locul lor. Să arătăm că suntem mai buni decât ei și că tot ceea ce se cheamă Crăciun este despre nașterea Domnului, despre mântuire, despre bucurie și nu despre cât poți băga în tine în țar cu vaccinaților, ca să zic așa. Mulțumesc frumos, seară minunată în continuare!